Multe din doritele și așteptatele curse de doar o oră până la Constanța cu avionul au devenit doar un vis frumos. Astăzi era programată prima cursă spre litoralul românesc, însă a fost anulată în ultima clipă. Motivul, oamenii nu s-au arătat atrași de oferta celor de la Tarom, nu au fost achiziționate bilete, iar de aici a apărut și imposibilitatea ca acest zbor să poată avea loc. Prima cursă Iași-Constanța era programată pentru astăzi la ora 9, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Costul unui astfel de bilet se ridica la suma de 150 de euro dus întors, iar ieșenilor li s-a părut piperat prețul unui astfel de bilet. Reprezentanții aeroportului Iași au primit o informare din partea companiei Tarom prin care au fost anunțați că zborul Iași-Constanța programat pentru data de 24 acestei luni a fost anulat din motive comerciale. Alte zboruri au mai fost anulate? Până la această oră nu au mai fost alte zboruri anulate, în afara celor pentru care stat, diferite state din, din, Uniunea Europeană și nu numai au impus restricții de circulație. Cu alte cuvinte, zborul Iași-Constanța este posibil să se reia dacă va avea și o capacitate de încărcare a aeronavei corespunzătoare? Cu siguranță. Următoarea cursă este programată pentru săptămâna viitoare, iar acest lucru se va întâmpla doar dacă se vor vinde biletele.